Da. Da. De 14 februarie, îndrăgostiții au ales să marcheze ziua iubirii într-un mod special și inedit, unindu-și destinele la starea civilă din Iași. Dacă anul trecut nu s-a înregistrat nicio căsătorie, anul acesta se pare că îndrăgostiții au fost mult mai curajoși. Patru cupluri au spus da în fața ofițerului de stare civilă, care a fost însuși primarul municipiului Iași. Având în vedere consimțământul noastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Pentru că este ziua îndrăgostiților și am zis să facem ceva special, să ne rămână o amintire. Iubirea pentru noi înseamnă prima de toate respectul, comunicarea și încrederea. După 17 ani ați ales astăzi să... Tot am spus, o să facem la anul și acum am spus nu, gata, anul ăsta. Foarte frumos, am stabilit asta cu câteva zile înainte și de asta am făcut asta și mă simt emoționată. Și 7 ani ați făcut împreună și filele, care este rețeta succesului în relație? Sinceritate, comunicare și onestie. Da. Facem o petrecere între prieteni apropiați. Cei de la starea civilă din Iași au amenajat un ambient specific zilei îndrăgostiților cu baloane și decorațiuni. Doamnele au primit câte un buchet de flori, albumul orașului, iar domnii o diplomă pentru curajul pe care și-l asumă în noul parcurs. Patru cupluri care și-au unit destinele în această zi frumoasă de februarie. Eu sunt pro-căsătorie și de fiecare dată i-am îndemnat să facă și copii, să îi facă din tinerețe ca să aibă timp să bucure de ei. Și de ce nu să fie și un sprijin pentru societate și pentru stat. Le doresc tuturor să aibă fericire în viață, să nu-și dorească foarte mult, ca să nu aibă foarte multe deziluzii, să se bucure cu puțin și în special de sănătate. La final, cuplurile au fost surprinse cu o surpriză din partea... 4, 3, 2, 1... Dacă în anul 2023, pe data de 14 februarie, patru cupluri au spus da în fața ofițerului stării civile, în anul 2022, pentru prima dată după 27 de ani, niciun cuplu nu a ales să oficieze căsătoria din cauza restricțiilor pandemice.